Trupurile neînsuflețite ale celor doi sublocotenenți post-mortem, Dumitrescu Iulian și Vizireanu Adrian, căzuți la datorie în timpul îndeplinirii unei misiuni în Afganistan, au fost repatriate. În timpul unui incident care a avut loc sâmbătă la ora 10:45, cei doi militari români și-au pierdut viața, iar un al treilea a fost rănit. Potrivit MAPN, cei trei militari de la Forțele pentru Operații Speciale li s-a acordat primul ajutor și au fost transportați în cel mai scurt timp la Spitalul Militar din apropiere. Din păcate, plutonierul Iulian Dumitrescu și sergentul Adrian Vizireanu nu au supraviețuit. Trupurile acestora au fost aduse luni 9 mai în țară pentru a fi înmormântați la Cimitirul Eroilor din Buzău.